pe geam să ies la întâlnire. Oh, ce drăguț ești, măcar și în brațe, că mă dor picioarele. Wow, bebe Foxy, a fost cea mai tare întâlnire. O să știi, vreau să mă mai văd cu tine, dar nu știu dacă o să mă lase tati. Păi, nu știu ce să zic, lasă că ne întâlnim noi, dacă nu așa. Și sper să nu afle tati că am ieșit cu tine, că o zis că-s prea mică pentru gagi și datul lui blondul mai cucerit. Wow, ești tare, bebe Foxy, îmi place de tine. Chiar vreau să te mai văd, a fost super tare să ne dăm cu bicicletele toată noaptea și să stăm să privim răsăritul împreună. Da, mă duc să mai trag de fioare la sală. Bine, îmi plac mușchii tăi, Luis Blondu. Mă duc să nu mă prindă, tati, că s-a făcut zi. Bine, bine, mă duc să trag de fioare, că mă așteaptă fioarele. Bine, ti pup, ti pup, ne vedem mai târziu. Pa, pa, bebe Foxy. Pa. Pa. Wow! A plecat bebe Foxy, mă duc că trebuie să ajung la sală, pa, pa! Aoleo, nu-mi vine să cred, vrea să intre la bebe Foxy în cameră și bebe Foxy nu e în cameră. Oh, mami, gata, te-ai schimbat? Hai să mergem să vedem ce face fetița noastră, că deja a dormit cam mult. Unde-i bebe Foxy? Oh, bebe Foxy! Tu mai minți? Tu unde-i bebe Foxy? Păi, mami, să știi că bebe Foxy era aici acum câteva secunde. Cum era? M-ai mințit? O să-ți cer custodia. Nu ești în stare să ai grijă de fica noastră? Bebe Foxy, te rog, ești de sub pat. Unde ești, bebe Foxy? Aoleo, nu-mi vine să cred. Unde-ai plecat, bebe Foxy? Bebe Foxy, unde ești, bebe Foxy? Bebe Foxy, unde ești? Bebe Foxy, nu e bebe Foxy. Aoleo, mami, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, era aici acum câteva secunde. Nu știu unde a dispărut bebe Foxy. Da, de unde? O să cer custodia. Nu, 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 te rog, eu bebe Foxy rămâne la mine. Rămâne la mine, este o greșeală. O să vezi că o să apară. Sigur o să apară de undeva bebe Foxy imediat, presimt eu, nu știu de ce. Bebe Foxy, unde ești, bebe Foxy? Nu se poate așa ceva. O să sun la poliție. Alo? Mami, mami, nu, 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 mami, 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 nu, stai așa că trebuie să fie bebe Foxy. Bebe Foxy? Tati, mami, mami, ce faci mami aici? Ce faci, tati? Unde ai fost, bebe Foxy, că nu te-am găsit? Stai puțin, mă duc să mă schimb. Păi, cum adică te schimbi? Stai puțin. Mami, vino aici, mami, puțin. Aoleo, lasă-mi pace pe bebe Foxy. Oh, nu-mi vine să cred. Mi-a făcut o farsă, mami, de asta. De asta nu am, de asta nu am găsit pe bebe Foxy. Tu ai văzut cum era fata noastră îmbrăcată? Unde a fost așa era îmbrăcat? Cum adică unde a fost? Ca a fost în casă. Era îmbrăcată. Nu, no, era în casă, mami. Era în casă bebe Foxy, da. Daddy. Da. Da, bebe Foxy, am intrat la tine în cameră și nu erai acolo și mi-am dat seama că mi-ai făcut o farță și te-ai ascuns. Da, tati, asta era, ți-a făcut o farță, păi, da, cum să nu? De-aia zic că mi-ai făcut o farță și mi-am dat seama imediat și mami acum așa, crede că ai fost nu știu unde plecată, da. Ce amuzant a fost farța. Vorbim noi mai încolo, bebe Foxy. Ce amuzant a fost. Dacă nu vrei să te părăsc, o lași ca mine, înțeles? Bebe Foxy, unde ai umblat? O să-mi spui tu mai încolo. Da, 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 mami, mami, da. Păi a fost o farță, a zis și bebe Foxy că a fost o farță. Putem să ne punem liniștiți. Hai să mergem jos, să ne punem acolo pe canapia. Da, haideți că vă gătesc eu ceva aici să mâncați așa frumos. Ba nu, bebe Foxy, ești pedepsită și tu ne gătești. Tu ne gătești. Eu ne ies pe venuște. Mami, haide aici să ne servească bebe Foxy cu niște mâncărică. Că vrea bebe Foxy, da, să ne pregătească masa. Haide, mami, aici, pune-te. Pune-te pe scaun, da, ești pedepsită, bebe Foxy. Adu mâncare așa și pune-o frumos, ești pedepsită. 3 săptămâni o să ne faci mâncare. Da, tati, dar nu știi de ce mă pedepsești, pentru ce? Trebuie și
A, da, vreau și suc, normal, vreau și suc, bebe Foxy, și o să duci gunoiul în fiecare zi, timp de o lună de zile. Da, la plimbare, frumos, elegant, frumos, așa, să beau niște suculeți, da. Și pe lângă asta nu o să te mai întâlnești niciodată cu Luis. Luis, ai venit în vizită, salut, Luis, sunteți trei de Luis, mai apărezi mulți de Luis. Am înțeles, e plin de Luis aici. Da, e bună cola asta. Stai că nu m-am apropiat de mâncare momentan. Și peștele ăsta, yummy. Super bun peștele și niște jeleu. Ce-mi place jeleu ăsta. Tati, Luis, ce anume? Nimic. Așa, mami, bine, păi bine ai venit, dar mai, cât mai stai aici la noi? Păi, diseară am zbor de avion. Mă bucur că am putut să te văd, bebe Foxy. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Nu, mami, stai liniștită. Am făcut o farsă. Uite, bebe Foxy, ți-a adus mami un ursuleț, exact cum îl ai pe cel din cameră. Mulțumesc, mami, pentru ursuleț. Mulțumesc foarte mult. Ia ursulețul, bebe Foxy, uite că ți l-a pus aici jos. E cât tine de mare ursulețul, bebe Foxy. Drăguț, chiar îmi place ursulețul. Mulțumim, mami, mulțumim, dar așteptăm să mai și, pardon, nu să pleci, să mai stai mai puțin, așa, gen. Eu mă uit la televizor. Dai că mă pun și eu acum lângă tine, bebe Foxy, nu-mi vine să cred ce mi-ai făcut. Exact în ziua în care a venit mami, tu ți-ai găsit să Luis, fugi de acasă. Luis, blondu, te pup, vorbim mai târziu, bine? Aoleu, bebe Foxy! Da? Fără gagici, ce ți-am spus? Ești prea mică. Nu am niciun gagic, tati, lasă. Uite, ți-a adus și balon, mami. Mulțumesc, mami, și pentru balon. Ești cea mai tare, mami. Mulțumesc, dă-mi și balonul. Da, deci bun, gata, am rezolvat problema și atunci, bebe Foxy, du-te și pune-te bat acolo să dori frumos. Da, tati, că trebuie să mă duc să mă schimb. Da, du-te și bine, schimbă-te. Bine, mami, ne vedem mai târziu. Bine, tati. Ai văzut? Ai văzut, ți-am zis eu, te-ai ambalat degeaba. Credeai că bebe Foxy nu e acasă? E acasă, bebe Foxy. Of, ce se ambalează degeaba, mami. Ai noroc că a făcut o farsă. Că dacă ar fi dispărut, direct ți-o luam pe bebe Foxy. Doamne ferește, îți dai seama că nu dispare bebe Foxy așa cu una, cu două. Nu fuge ea de lângă tati.